Conopida se cultivă pentru inflorescențele sale cărnoase, utilizate în alimentație sub formă de preparate culinare sau conserve. Inflorescențele de conopidă conțin glucide, proteine, fosfor, potasiu, calciu, magneziu, fier, dar au și proprietăți terapeutice de detoxifiere și de prevenire ale unor afecțiuni. Conopida se consideră a fi originară din Cipru, răspândindu-se de-a lungul timpului în întreaga lume. Se cultivă pe suprafețe mari în Marea Britanie, Franța, Spania, Italia, Olanda și Belgia, datorită cererii mari pentru consumul intern. În România se cultivă în toate zonele, dar pe suprafețe restrânse. Rădăcina conopidei este pivotantă și pătrunde până la 40 de centimetri în sol. Frunzele sunt pețiolate, oval, alungite, marginea fiind dințată. La aproximativ 70 de zile de la răsărire, când planta are 9-12 frunze, apare inflorescența, partea comestibilă. Fructul este o silicvă, în interiorul căreia se găsesc semințe sferice brune cu diametrul de 2-2,5 cm. Facultatea germinativă se păstrează până la 6 ani. Temperatura optimă de germinare este de 20 de grade, iar temperatura optimă de creștere este cuprinsă între 15 și 20 de grade.